Marți 6 martie, în jurul orei 2:30, dispeceratul integrat ISU, ambulanța al județului Neamț, a fost anunțat prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112 despre producerea unui accident rutier cu o persoană încarcerată în orașul Târgu Neamț, strada Ștefan cel Mare. La locul indicat de apelant s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o auto specială de descarcerare din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț. La eveniment s-a deplasat și un echipaj medical de la serviciul de ambulanță județean Neamț. Ajunse la locul evenimentului, forțele au intervenit pentru descarcerarea unui bărbat în vârstă de 23 de ani, cu ajutorul sculelor și utilajelor din dotare, iar după extragere, victima a fost preluată în stare de conștiență de echipajul SAJ și transportat la Spitalul Târgu Neamț.